garanția legii, ce garanție să vă spun eu? Legea are să fie respectată de toți și de toată lumea, da? Dacă eu nu pot să cred în lucrurile astea, că până a să mă la înțeleg, a spus verbal până seara să plec cu lumea. Am fost masă, la colegia Olimpia, am nimpa. Deci asta s-a făcut un abuz, înseamnă. Am spus de o oră să sunt. Am chemat noi. Cine a chemat aici? Noi am chemat, pe dumneavoastră, pe domnul Dumitrat. Avem o, putem lua ceva scris la prefectură cu un cod? Nu, domnul Dumitrat, am nici o lege și putem deschide. Așa s-a creat o stare de tensiune socială și cred să este de... Domnule, dacă nu s-a dat ordin de închidere, la ce ordin prea domnul prefect de domnule? Păi forțele de ordine cum au ajuns, domnule, domnul prefect, la PAFCOM atunci? Fără știrea de noi să vină să verifice activitatea. Nu, n-am venit să verifice, venit să ne închidă. Poftiți? Doamne, ce-o face care îți fac? Poftiți, dacă vă spun, vreau să Dacă doamne ferește, între ghilimele, primesc amendă. Ce presupune telefonul? Vin cu ea la dumneavoastră, mi-am luat? Și atunci ce-am făcut? Stați un pic, oameni buni. În concluzie, vă desfășurați activitatea în scrisuri oficiale la ceva ce v-a spus cineva undeva cândva. Nu. Domnul Antofie coordonează o activitate și răspunde de activitatea care face. Dar ordine de prefect. Dar dumneavoastră nu puteți să-i cereți. Da? Să nu controleze un agent economic. Nu au fost în control. Au venit să ne închidă. Deci am închis cu poliția la ușă. Deci am fost presat să închidem. Coordonați activitatea după lege. Cum trebuie, aveți tot ceea ce trebuie făcut. Tot la îndemână ca să fie, da? Să fie respectat. Înființați și pe proprietarul dumneavoastră. Să după părerea noastră, legea ne permite să mergem. Și mine, eu am să vin acolo și să vedeți că nu m-am închis. Legea ne permite, da? Gata, e în regulă. Mulțumim, multă sănătate, gata. Da, domnul Cristian. Mulțumim frumos. Pentru puțin, doamna, este succes. Doamna și noi, iată, s-a reușit de tensionarea situației, urmare... Dacă nu se... nu se rezolvă nimeni miere, nu se permite. Acum, prezent, am dialogat cu oamenii, nu există niciun ordine în acest sens. Legislația în vigoare zice desfășurarea activităților în spații care nu sunt piețe agroalimentare. Domnul suprefect i-a asigurat pe comerciantul în lucrurile că după ce părăriu o să-l de prefect, Thank you.